Un invitat pe care îl revedem prin Skype. E vorba despre domnul psiholog Radu Leca. Îl salutăm din nou. Salut. Maestre, mă bucur să te revăd. Vreau să te întreb, pentru că noi am povestit la trecută câteva lucruri, le-au stârnit ecou, și vreau să vorbim acum despre divorț, despre cum trebuie să fie oamenii mental după divorț, înainte, adică înainte știm cum, în timpul după. Te rog să ofer câteva sfaturi apropo de anxietatea care apare după ce două persoane se despart, după cum vedeți că scrie și pe burtieră. Te rog. Cu drag, îți mulțumesc din suflet pentru invitație. Mă bucur mult să te văd într-o formă atât de bună. Am observat că atunci când ai dat pachetul invitatei tale, nu te-ai uitat în ochii ei și mă întreb oare de ce. Dar trec repede peste treaba asta și spun în felul următor. Divorțul trebuie să fie înțeles din prima secundă, când el apare în mintea noastră, ca și posibilitate. Noi ne întrebăm așa, divorțăm, dar de ce divorțăm? De prea mult bine? Nu. De prea mult rău? Nu. De violență psihologică sau violență fizică? Sau de cum se comportă partenerul cu noi sau cu copiii? Pe ce se bazează supărarea ta? Aceasta este prima întrebare. Pe actul de divorț în sine. Pe stigmatul social, pe lipsa partenerului de lângă tine, pe incapacitatea ta de a realiza la infinit compromisuri. Fiindcă, până la un moment dat, tu ai realizat o gamă întreagă de compromisuri care l-au făcut pe partenerul tău să fie uluitor. Dar dacă tu nu le-ai fi realizat, partenerul nu ar fi fost uluitor nici măcar o secundă. Vei putea oare ataca verbal oamenii din jurul tău care spun că ai făcut o greșeală divorțând? Da! Vei putea fi tu atacat verbal de cei din jur în baza noului tău statut? Da, fiindcă răutatea este foarte mare. Vei intra într-o categorie a oamenilor liberi și fericiți, ce iau viața de la început, dar în prezența anxietății și sau a depresiei. De ce? Frica este cea cu care tu rămâi după divorț. Sau tristețea. Cum te lupți cu tristețea? Înțelegând totalitatea surselor de apariție și alimentarea ei. De ar fi așa de simplu. Nu am mai avea nevoie de nimeni în jurul nostru. Și după o perioadă de căutare și regăsire, tristețea ar dispărea. Ne-am găsit un nou partener, suntem fericiți, doar că lucrurile nu stau așa. Privind divorțul drept o stigmă, drogurile, alcoolul, dependența sexuală devin familia ta nouă. Tristețea va sta în spatele fiecarei dependențe. Și atunci spunem așa, Cristi, de ce să alegem să fim nefericiți când putem să alegem să fim fericiți cu ceea ce avem, respectiv cu noi și cu jobul nostru? Anxietatea, frica și tristețea, depresia fac parte din noi cu succes maxim după divorț, dacă noi permitem să se întâmple acest lucru. Cum ne luptăm cu cele două elemente negative? Realizând doar lucruri pozitive pentru noi, respectiv, fac ce vreau, când vreau, cum vreau, nu cu cine vreau, după ce testez în prealabil partenerii care vor apărea în viața mea după divorț. Altfel, eu voi deveni o persoană cu care oricine, oricând poate ieși. Iar eu nu-mi doresc lucrul ăsta. Vezi? După divorț, trebuie să-ți aperi un statut care se câștigă destul de greu. Acela de om liber, ce nu aparține nimănui. Foarte bun. Dacă ai întrebări, eu sunt aici cu drag. Foarte interesantă, foarte interesantă prelegerea lui Radu. Au ascultat cu foarte mare atenție invitații mei, pentru că au trecut prin această experiență bogată. Iulia, mă rog, să uite pe Perez, nu știu ce. Noi și cu băieții admirăm. Da, e rușine, e teamă. Da, noi și cu băieții admirăm pereții. Am divorțat, am știut am de ce. Am lucrurile stau în felul următor. Știu că toți așteptăm să găsim partenerul potrivit, partenerul fenomenal, partenerul extraordinar.
Doar că viața asta nu este făcută doar din așteptare, dragilor. Viața noastră este făcută din lucruri realizate de noi pentru noi atunci când trebuie și când găsim o persoană cu care vrem să experimentăm lucruri în limita bunului simț și atunci când o găsim să nu o mai scăpăm. De ce? Din cauza că experiența nu se câștigă stând pe bară și doar uitându-ne la alții. Experiența se câștigă în doi. Noi nu trebuie să ne temem de ceea ce spun ceilalți despre noi, de ceea ce gândesc ceilalți despre noi, de ceea ce simt ceilalți despre noi. Noi trebuie să ne temem doar de noi, de incapacitatea noastră de a crea un parteneriat într-o relație. Relațiile nu sunt făcute doar pe instinct. Ele sunt realizate pe ideea de parteneriat. Parteneriatul are un conținut care pe tine te face să fii minunat atât timp cât îl înțelegi. Dar dacă tu nu îți duci parteneriatul de la 20 de ani până la 30 de ani pe experiențe diferite, tu nu ai cum să ajungi să creezi ceva extraordinar după 30 de ani și să faci un copil minunat pe care să-l înveți cum este viața. Stând în așteptare, nu faci altceva decât să te irosești. Ce irosești? Posibilitatea de a avea o experiență de comun acord cu un alt partener care pe tine să te ajute să câștigi vizibilitate, imagine, înțelegerea cum funcționezi tu. Altfel, lucrurile vor fi auzite de la alții, făcute de alții și tu vei fi doar un simplu privitor. Da, e foarte frumos ceea ce spune. Eu sunt salvat, dacă am fost 17 ani în surat.